A fost un joc colectiv fantastic care, într-adevăr, fetele s-au dăruit și întotdeauna am spus, în momentul în care ele își văd de joc la maximul posibilităților, putem să ne batem cu, chiar dacă e mai greu, dar putem să ne batem cu orice echipă de la noi. O echipă omogenă, ambițioasă și dornică să obține victoria. Acestea sunt lucrurile pe care le-au văzut suporterii voleiului dâmbovițean miercuri 12 martie în sala sporturilor, când CSM Târgoviște a disputat în compania medicinei Târgu Mureș meciul din cadrul turneului 2. Având în vedere că primul meci din play-off a fost pierdut cu 1-3, elevele lui Alexandru Iuhas au pus totul la bătaie pentru a restabili egalitatea în disputele cu medicina Târgu Mureș. Cu apărare de fier, târgoviștencele au câștigat cele 3 sferturi cu 25-16, 25-22 și 25-17, scor final 3-0. A fost exact cum ni l-am dorit și cum l-am pregătit, pentru că eram sigur că vom face un joc mult mai bun decât a fost cel de la Târgu Mureș. Am avut mare încredere în fete și dorința lor de a câștiga și de a merge mai departe s-a văzut. Antrenorul Alexandru Iuhas a declarat la sfârșitul partidei că formația sa a dat dovadă de dorința mult mai mare de victorie și încă o dată repet, am fost lăsat să jucăm. Mă așteptam totuși să joace Târgu Mureșul ceva mai bine, dar încă o dată repet, ale mele au jucat foarte bine și nu le-au lăsat pur și simplu să joace. Au jucat exact cum am pregătit meciul toată săptămâna, tot de când am venit la Târgu Mureș, au respectat indicațiile tactice și s-a văzut. Turneul 3 se anunță la fel de spectaculos. Duminică 16 martie, CSU Medicina CSS Târgu Mureș va primi vizita echipei târgoviștene. CSM Târgoviște, care trebuie să mențină ștacheta ridicată pentru a face pasul următor alături de elita voleiului românesc. Meciurile cu Târgu Mureș sunt foarte grele, mai ales că jucăm în deplasare și nu degeaba Târgu Mureș au venit pe locul 4. Au o echipă bună, chiar dacă astăzi au jucat ceva mai slab, dar astăzi nu le-am lăsat noi să joace. Asta este foarte adevărat.